reîncăpătarea demnității naționale, se va putea ajunge într-o bună zi și la prosperitate. Aceasta este singura cale adevărată, valabilă pentru oricare popor al lumii. Și dacă ne uităm în istoria lumii, anume așa și s-a întâmplat cu acele popoare care au ajuns să fie prospere. Doar prin reîncăpătarea demnității, libertăților și prin revenirea la ceea ce este rădăcina adevărată pe fața Pământului pentru fiecare popor din lume. Același lucru trebuie să fie și pentru noi. Și sunt sigur că Partidul Liberal este forța care va reuși să facă acest lucru și pentru Republica Moldova, de fapt pentru toți românii de pe ambele maluri ale Prutului, în așa fel încât să vină ziua libertății noastre, a demnității noastre și a unității noastre naționale. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru tărie, pentru verticalitate, pentru faptul că mergem împreună și la bine și la greu, pentru că nu ne ținem de funcții, pentru faptul că suntem gata să suferim în continuare, dar nu dăm înapoi de la ceea ce înseamnă valorile noastre sfinte. Și sunt convins că faptul că am ales să mergem pe un asemenea de drum ne va fi de ajutor și vom reuși mult mai multe în anii care vin. Să fie greu în continuare, chiar dacă o să fie greu. Noi avem datoria pentru memoria celor care au vărsat sânge pentru adevărul istoric, care au fost omorâți aici, la Valea Morilor sau în Beciu de la Buciumul, pentru aceia care au fost deportați în Siberia sau au murit de foame din cauza a ceea ce ne-au organizat bolșevicii. În memoria și pentru memoria acestor oameni, pentru numele lor, noi suntem obligați să trecem prin greutăți, dar să mergem înainte și să nu cedăm.